credincioșii mei, eu sunt Romina, bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi este 1 decembrie, așa că înainte de a începe acest video, vreau să vă spun la mulți ani români. Și pentru că suntem niște românci adevărate și avem suflet de român, împreună cu mai multe fete am pus la cale o colaborare, o colaborare în care fiecare dintre noi va face ceva pentru a comemora această zi. Din punctul meu de vedere, pentru a comemora această zi cum se cuvine, am pus la cale un machiaj, un machiaj în care voi folosi culorile steagului românesc. Însă înainte de a începe acest video, nu uitați să vă abonați canalului meu și să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când postez ceva nou. Și acum, haideți să vă arăt cum fac eu un machiaj patriotic în culorile steagului României. Mai întâi de toate, vreau să vă spun că am primit 3 farduri în culoarea roșu, galben și albastru de la Melchior. 3 farduri pe care le voi folosi în acest machiaj. Unul dintre ele este acesta roșu, care se numește Kiss Me, cel galben care se numește Sunflower și cel albastru, care este un albastru sidefat și se numește Electric Blue. Pe lângă aceste farduri voi folosi și alte produse pe care am să vi le arăt pe parcurs ce filmez. Și hai să începem, țineți-mi pumnii pentru că, sincer, habar nu am ce fac, îmi las doar imaginația să fugă. Voi începe prin aplicarea unui corector și anume acest corector de la Maybelline The Eraser Eye. După cum probabil vedeți, eu mi-am făcut deja în mare parte machiajul feței pentru a-mi fi mai ușor și a nu pierde timpul. Însă tot ce mi-a mai rămas a fost doar corectorul de aplicat. Acum că am aplicat corectorul, voi fixa acest corector cu o pudră, o pudră liberă. Și am să folosesc această pudră de la Make Up Studio. Înainte de toate, voi începe prin a aplica un fard maro din paleta Dusk Till Dawn de la V7 Cosmetics și anume acest fard maro care se numește Llama. Acest fard îl voi aplica pe pliul pleoapei. După ce am aplicat acest fard, voi veni cu fardul galben Sunflower de la Melchior și îl voi aplica până la mijlocul pleoapei. Deși îmi plac foarte mult fardurile de la Melchior și sunt foarte pigmentate și foarte bune, sunt puțin prăfoase și acestea cad, așa că pentru a nu strica machiajul voi aplica și puțină pudră sub ochi. Și da, știu că arăt ciudat, însă este mai bine ca să nu-mi stric machiajul feței. Așa că acum pot continua fără nicio grijă. Și după cum am spus, să aplic în continuare fardul galben. După ce am aplicat fardul galben, voi aplica în exteriorul ochiului fardul roșu. Pe acesta îl voi aplica cu o pensulă de blending și voi blendui ușor în nuanța de galben. Așa arată până acum machiajul. Și acum voi lua fardul albastru de la Melchior Electric Blue și îl voi aplica în interiorul pleoapei. Vreau să vin puțin cu nuanța de albastru să subliniez cumva ce am făcut până acum. Și am să iau tot așa puțin albastru pe pensulă și am să trag puțin în sus. Oricum această parte va veni blenduită, așa că nu e niciun stres. Acum voi lua puțin galben și îl voi aplica peste fardul galben pe care l-am aplicat ulterior, însă de această dată îl voi aplica doar pe mijlocul pleoapei. La fel, pentru a accentua culoarea, voi reveni și cu puțin roșu.
final voi reveni cu nuanța de maro Lama din paleta de la V7 Cosmetic Dust Till Dawn. Aceeași nuanță pe care am aplicat-o la început. Cu această nuanță voi blendui partea de sus a machiajului, însă voi blendui foarte, foarte finuț pentru a face o trecere frumoasă. Tot în partea de sus a ochiului sub sprâncene voi aplica un highlighter și l-am ales pe acesta de la V7 Cosmetic Casino. Și acum spre final voi lua fardul albastru de la Melchior și voi lua o pensulă mai mică și subțire și voi blendui acest fard pe partea de jos a ochiului pe linia apei. Și acum că am terminat cu fardurile, voi curăța surplusul de fard și pudră. Și voi lua un ruj roșu de la Melchior, Melchior Matte Stain, nuanța sexy. Și voi folosi acest ruj pe post de eyeliner cu o pensulă foarte, foarte subțire. Acum, după ce am aplicat eyelinerul, urmează să aplic o mascara și am să aplic mascara Wonder Lash de la Melchior. Voi aplica puțin iluminator și în colțul intern al ochilor și machiajul ochilor este gata. Acum voi trece la partea de buze și voi aplica un ruj roșu, același ruj pe care l-am aplicat și ca și eyeliner, rujul Matte Stain de la Melchior. Și acesta este machiajul meu. Eu sper că v-a plăcut, iar dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like acestui video și să vă abonați canalului meu. Vă pup și ne vedem data viitoare!